Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Un Centru Național de Apărare Informațională și Combaterea Propagandei va fi creat în Republica Moldova. Despre asta a anunțat președintele Maia Sandu la un briefing de presă. Centrul se va numi Patriot și va avea misiunea de a coordona și implementa politica statului în domeniul securității informaționale și transmiterea informațiilor corecte către cetățenii țării. De asemenea, va identifica și evalua riscurile și amenințările la adresa securității naționale. Șeful statului susține că cetățenii trebuie să aibă acces la informația adevărată, fără manipulare, să poată auzi mai multe opinii și să cunoască ce se întâmplă în țara lor și în lume. De aceea va propune Parlamentului spre adoptare constituirea Centrului Național de Apărare Informațională și Combaterea Propagandei, denumit simbolic Patriot. Instituția va avea două responsabilități de bază. 1. Să transmită informații veridice către publicul larg și să asigure un dialog constant cu cetățenii, precum și să colaboreze cu toate instituțiile statului în vederea promovării intereselor naționale și creșterii rezistenței societății noastre în fața dezinformării. 2. Să identifice, să evalueze și să combată dezinformarea pentru eliminarea riscurilor generate de amenințările hibride și dezinformare asupra securității naționale. Președintele susține că marți textul proiectului de lege va fi publicat pe site-ul instituției prezidențiale pentru consultări, iar până la finalul lunii iunie inițiativa va fi transmisă Parlamentului. Moldova are nevoie de o instituție care să asigure combaterea propagandei, informarea obiectivă a oamenilor, dezvoltarea rezilienței informaționale a cetățenilor și apărarea securității informaționale. Vă îndemn pe toți să contribuim la promovarea informațiilor obiective, să fim atenți când distribuim informații, să gândim critic și să lucrăm împreună pentru a apăra oamenii de minciuni. Președintele și-a argumentat inițiativa prin faptul că Rusia atacă constant informațional prin minciună, propagandă, dezinformare. Mai mult, potrivit ei, zi de zi, Kremlinul și grupările criminale lansează atacuri hibride utilizând arma propagandei pentru a semăna ură în Moldova, pentru a slăbi încrederea noastră unii în alții și încrederea în statul nostru. Deocamdată, Moscova nu a venit cu o reacție. Nu este clar însă cine va gestiona acest centru. Șeful centrului de plasament Patria Lukoil, Irina Certan, a fost suspendată din funcție și urmează să fie demisă. Despre asta a anunțat primarul general al capitalei Ion Ceban în cadrul ședinței primăriei. Potrivit lui, la centrul de plasament au fost depistate abateri substanțiale. Vreau să vă spun că joi a fost finalizată inventarierea ceea ce ține nemijlocit de activitatea centrului. Au fost depistate abateri substanțiale, după părerea noastră, în acest context. Am rugat să fie convocată Comisia de Disciplină pe parcursul zilei de astăzi, să fie examinat acest raport și să fie destituit din funcție doamna care a fost suspendată până în ziua de astăzi. Este vorba de șefa centrului. Dacă se face de vină, se răspunde. Deocamdată, Irina Certan nu a venit cu o reacție. La începutul lunii mai, ofițerii CNA au efectuat percheziții la 24 de adrese, inclusiv la sediul centrului de plasament temporar pentru refugiați, dar și la șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău, Boris Gâlca, și la un subaltern al acestuia. Verificările au avut loc într-un caz de delapidare a fondurilor externe destinate refugiaților. Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore. Ulterior, Procuratura Anticorupție a anunțat că Gâlca a fost eliberat din izolator, dar are interdicția de a părăsi Chișinăul. Iar juristul Direcției Sănătate a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Primarul Ion Ceban spunea atunci că Gâlca este nevinovat, menționând că la centrul de plasament există camere video și o bază de date cu toate înregistrările.
Venituri de milioane la Banca Națională a Moldovei. Salariul guvernatorului Băncii Naționale a rămas neschimbat și la fel de generos. Astfel și anul trecut Octavian Armașu a încasat un venit de peste 1.900.000 de lei, adică peste 163.000 de lei lunar. Deși ceva mai puțin, dar tot peste 1.000.000 de lei au câștigat în 2022 și viceguvernatorii BNM. Anul trecut, guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, a primit 1.963.127 de lei. Lunar ar fi o leafă de aproape 164.000 de lei. Dar acest venit nu a fost singurul obținut de guvernatorul BNM. El a mai încasat peste 26.000 de lei din dobânzi, dar și peste 394.000 de lei din arendarea terenurilor. Mai mult, de-a lungul anilor, Armașu a reușit să cumpere porțiuni întregi de pământ agricol. Din declarațiile de avere, ar fi peste 170 de terenuri. Acesta deține mai multe imobile și conduce un Volvo XC60 fabricat și cumpărat în 2017. Deși ceva mai puțin, ridică salarii anuale ce depășesc suma de 1.000.000 de lei și subalternii săi. Prim viceguvernatorul Vladimir Munteanu a luat o leafă de peste 1.516.000 de lei, cu alte cuvinte peste 126.000 de lei lunar. La venitul salarial adăugător, Munteanu a beneficiat și de prime în valoare de peste 130.000 de lei. Tot peste 1.500.000 de lei a primit anul trecut și un alt viceguvernator, Tatiana Ivanichkina. Pe lângă salariu, i-au fost achitate și diurne de peste 12.000 de lei. Aceasta a primit o indemnizație de 2.000 de lei de la întreprinderea de stat pentru silvicultură Hâncești Silva. Viceguvernatorul Arcadia Albu, care s-a alăturat echipei Băncii Naționale din 1 martie anul trecut, venind de la o bancă elvețiană, a câștigat în cele 10 luni peste 1.302.878 de lei. Acesta a indicat și leafa pentru două luni la banca din Elveția, unde a încasat peste 25.000 de franci elvețieni, care ar echivala cu peste 500.000 de lei. Totodată, Arcadia Albu a scris că a primit bani din dividende din chiria două apartamente din Elveția, unul care iar aparține, dar și alte venituri. Directorul adjunct al Departamentului Sisteme și Plăți a încasat în 2022 un salariu de peste 721.396 de lei, adică mai mult de 60.000 de lei lunar, iar un șef de direcție din cadrul Departamentului Raportări și Statistică a primit un salariu de 524.135 de lei, ceea ce ar fi peste 43.000 de lei lunar. Asta în timp ce însăși directorul acestui departament a câștigat aproape 830.000 de lei anual, adică 69.000 de lei lunar. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost reales ieri după al doilea tur al scrutinului prezidențial, a anunțat în altul comitet electoral, scrie AFP, citată de Agerpres. Erdogan a obținut 52,1%, iar candidatul Alianței Opoziției, Kemal Kılıçdaroğlu, 47,86%, conform datelor centralizate după numărarea a 99,43% din voturi. Adresându-se miilor de susținători în fața complexului prezidențial din Ankara, Erdogan a declarat că acum este momentul să lăsăm deoparte toate dezbaterile și conflictele privind perioada electorală și să ne unim în jurul obiectivelor și visurilor noastre naționale. Opozantul său a calificat alegerile drept cele mai nedrepte din istoria țării, pentru că numărătoarea voturilor ar fi fost incorectă și și-a exprimat tristețea pentru viitorul Turciei, dar a apreciat totodată că rezultatul arată dorința poporului de schimbare a conducerii autoritare, întrucât Erdogan nu a mai câștigat acum competiția la fel de ușor ca în cele două alegeri precedente. De mai bine de 3 ani, locuitorii de pe strada Livădarilor din Codru, municipiul Chișinău, se zbat ca lucrările de reconstrucție a drumului pe acest tronson să fie în sfârșit finalizate. Oamenii se plâng de glod, praf, nu pot să se deplaseze normal, iar gurile de canalizare deschisă, potrivit lor, au provocat deja traumatisme unor orășeni. Conducerea primăriei Codru se referă la rândul său la o finanțare insuficientă, la lipsa betonului și asfaltului de o anumită marcă, motiv pentru care lucrările nu pot continua. Detalii în reportajul ce urmează. Guri de canalizare deschise, moloz care se înfundă, glod și praf sunt doar câteva dintre problemele de care se plâng locuitorii străzii Livădarilor din suburbia capitalei, Codru. Potrivit unora dintre ei, deplasarea în această zonă este chiar periculoasă. Stai că vecinul a dat și a fermat bumperul, așa cu mașina verde. A fermat bumperul în borta asta cu o mers cu roata, știți.
Dar noaptea poate să meargă oameni pe jos și să deie, știți, борта аста, борт мы инколу, știți cum, în sens că nu se ia nicio măsură. И вот так мы стоим уже с 2020 года. Așa e din 2020. Glod, capacele de canalizare toate sparte, mașinile nimeresc cu roțile în gur noaptea, copiii cad. Deja este un caz când un copil a căzut aici. Дети падают, уже есть случаи, что ребенок упал. Не видно эти люки. Aceste guri de canalizare nu sunt vizibile și poți nimeri în ele. Eu deja a trebuit să-mi scot mașina cu ajutorul vecinilor. În plus, potrivit interlocutorilor noștri, când plouă, gurile de canalizare înfundate cu moloz transformă drumul în albia unui râu tulbure și furtunos care inundă curțile. Eu am făcut scurgerele astea de apă, dar ele nu lucrează, știți? Și aici sunt niște băltoase mari, e ca uitați-vă, de mult nu a plouat aici, vedeți? Și se adună apă și nu poți merge, nu poți merge nici pe jos normal. E ca se adună băltoase aici, băltoacă mai încolo, nu se scurge din nicăieri apa, știți cum? Oamenii încearcă singuri să facă față problemelor. Unul îmbrăjmuiește gurile de canalizare deschise cu pneuri, altul reface intrarea în propria curte. Orășenii spun că au încercat să se adreseze la primar, dar fără rezultat. Cândva se va rezolva problema în termen, adică asta trebuia făcut încă acum 2 ani. Dacă va dura 5 ani, probabil că nu este un rezultat foarte bun. Ne dorim să se facă la timp și corect, ca timp de 3 ani să nu ne distrugem picioarele și mașinile, să nu umblăm cu încălzămintea murdară. Pentru a afla poziția administrației locale a orașului, echipa noastră de filmare a mers la primărie, dar edilul nu era pe loc. La telefon, primarul de Codru, Vladimir Munteanu, a spus că toate informațiile de care avem nevoie le găsim pe site-ul primăriei și a refuzat să răspundă la întrebările reporterului, motivând că se află la volan. Noi, retrospectiva lucrărilor este pe site-ul primăriei, deci noi am publicat toate problemele străzii pe site-ul primăriei. Dumneavoastră puteți să intrați pe site-ul primării și acolo tot este pulat. Deci cum s-a efectuat lucrările, de ce s-au fost blocate? Una, a doua, este decizia Consiliului care n-a vrut să accepte votarea banilor pentru prelungirea lucrărilor. Eu nu pot să vorbesc la tema asta. Eu s-acum la volan, nu îmi cer scuze la regere. Potrivit site-ului primăriei Codru, lucrările nu pot continua din mai multe motive. Unul dintre ele este lipsa banilor. Costurile prognozate pentru 2023 sunt de circa 6 milioane de lei. Însă pentru înregistrarea acordului cu firma care ar urma să facă lucrările, este necesară alocarea sumei rămase neexecutate din cadrul contractului din 2020, care este de peste 24,5 milioane de lei. Primăria mai notează pe site-ul său că este necesară realizarea unor lucrări suplimentare de proiectare care necesită circa 6 milioane de lei. A treia problemă indicată de administrația orașului este lipsa unui anumit tip de asfalt și mărci de beton. Pentru a le înlocui cu materiale de alt tip, explică autoritățile, vor fi din nou necesare costuri suplimentare. Tot pe site-ul primăriei este indicat că reconstrucția drumului a fost începută în 2020 și ar trebui să fie finalizată anul acesta. Localnicii speră că în pofida suspendării lucrărilor, termenele declarate vor fi totuși respectate. Totodată, oamenii susțin că dacă situația nu se va schimba și renovarea nu va fi reluată în viitorul apropiat, ei se vor adresa autorităților municipiului Chișinău cu o scrisoare oficială ca să examineze problema. Un papagal de rasă a fost coborât de la înălțime de către pompieri. Potrivit IGSU, cazul a avut loc în după amiaza zilei de sâmbătă în satul Elizaveta, municipiul Bălți. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat în jurul orei 13, precum că un ara care participă la spectacole în cadrul unui circ a zburat de la stăpân până în vârful unui copac. Pentru evacuarea păsării speriate de la înălțimea de 19 metri, salvatorii au folosit o scară culisantă și cu toate că vântul puternic le-a dat bătăi de cap, ei au reușit să-și ducă misiunea la bun sfârșit și să întoarcă pasărea vie și nevătămată stăpânului său. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul anului, angajații IGSU au salvat 153 de animale aflate în dificultate. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu noi informații vă aștept la ora 16:45. O zi frumoasă!